Salut, dragii mei, și un mare salut pentru cele mai scumpe ființe de lume. Stimate doamne, domnișoare, domnițe sau chiar iubite, noi vă iubim foarte mult. Dar atmosfera care se petrece împreună cu voi scoate la iveală cele mai frumoase glume. Doi prieteni stau de vorbă. Și cum e să fii însurat? Foarte bine, mă simt ca liceu. Cum adică? Fumez prin viceu, beau pe ascuns. Și iertare la femeie este foarte complicată. Dacă te-ai iertat după o ceartă foarte ușor, înseamnă că deja o găsit o cale cum să se răzbune mai bine pe tine. Femeile încep dieta în trei cazuri. S-a despărțit de tine, are un amant sau luni. Dacă femeie e rece ca peștele, înseamnă că bărbatul trebuie să aibă răbdare ca pescarul. Fantaziile femeilor adesea au fantazii. Cum ar fi cu doi bărbați deodată? Unul să gătească, iar altul să spele vesela. În fiecare femeie se lășluiește o tigroaică, o nebună, o vrăjitoare, un înger, o prințesă frumoasă. Și pentru fiecare din ele ai nevoie de câte o hainuță nouă. Pisica și femeia. O pisică nu stă la tine în brațe pentru că vrei tu, ci că vrea ea. Așa și femeia. Cu toții ne întrebăm, cum e viața fără femeie? Mai ieftină. Care este diferența dintre o nevastă și un terorist? Cu teroristul poți negocia, dar cu nevasta, bah. Care este motivul ca femeia să te ajute să fii milionar? Doar dacă ai fost miliardar. Care este diferența dintre o nevastă și o ceașcă cu cafea? Niciuna. Ambele îți dau durere de cap. Bărbatul își întreabă soția, te culci cu mine astăzi? La care femeia răspunde, nu. De ce? Pentru că n-am chef. La care bărbatul o gâdă puțin după cap. Dar acum te culci cu mine? Nu. De ce? Pentru că mă doare capul. Am avut și o noroc să întâlnesc o astfel de persoană. Nu mă refer la păcat, dar mă refer la fițoase. Mai bine să ferească Dumnezeu. Ferește cât mai departe cu de așa fițe. După ce recunoști că o femeie n-are minte în cap, e suficient să deschidă gura. Noaptea târziu vine bărbatul acasă și își găsește soția cu amantul. Iar femeia când îl vede îi zice, la oară să se vine acasă? Bărbatul răspunde frumos, dar cine e ăsta nenorocit-o? Iar femeia răspunde, stai, nu schimba subiectul? Două femei stau de vorbă, cât soții ai avut până acum? Și alta răspunde, doar a mei sau în total? Dragii mei și scumpele mele, vă mulțumesc că ați vizionat acest filmuleț. Nu uitați să vă abonați la canal, să apăsați clopoțelul ca să primiți cele mai interesante videouri. Și nu uitați de like-uri. Pa, pa, ne vedem următorul video. Noaptea târziu vine bărbatul acasă și își găsește, da. Amor.